Știi ce? În ultimele zile nu am putut lăsa din mâini cartea Pânza Charlottei. Este ca o fabulă, pentru că prezintă prietenia specială dintre un porcușor, Wilbur, și o păinjeniță, Charlotte. O așa poveste frumoasă care m-a emoționat, nu am mai citit de mult. Îți recomand și ție această lectură. Pentru că este o păienjeniță creativă, Charlotte țese o altfel de pânză. În prima zi, pânza are forma unui triunghi cu toate laturile egale, realizând pe fiecare latură câte 500 de puncte de țesătură. A doua zi, pânza are forma unui pătrat, folosind pe fiecare latură câte 650 de puncte de țesătură. A treia zi, pânza are forma unui cerc, pentru care a folosit cu 755 mai multe puncte de țesătură decât a doua zi. Ei, și acum vine provocarea. Ca să lege toate figurile din centru, va țese de 2 ori mai multe puncte decât a făcut în toate zilele. Câte puncte de țesătură va realiza Charlotte pentru a lega toate figurile pânzei? Dacă ne întoarcem la datele problemei, suntem atenți la figura geometrică pe care o țese păienjenița ca să putem calcula corect și aflăm pe rând. În prima zi, numărul de puncte pentru triunghiul cu toate laturile egale, 3 ori 500 egal 1500. A doua zi, numărul de puncte pentru pătrat, 4 ori 650 egal 2600. Iar a treia zi, numărul de puncte pentru cerc, cu 755 mai mult decât a doua zi, deci 3355. Pentru a afla numărul de puncte care leagă toate figurile pânzei, problema spune că păinjenița țese de 2 ori mai mult decât a făcut în toate zilele. Deci, am aflat suma punctelor țesute în toate cele 3 zile, 7455, și am înmulțit cu 2. Dacă nu-ți mai amintești înmulțirea, cum se calculează înmulțirea, poți realiza prin adunare repetată și vei obține același număr, 14910. Scriem acum rezolvarea problemei într-un singur exercițiu. Am scris în prima zi calculul, apoi calculul pentru a doua zi, și calculul pentru a treia zi l-am așezat într-o paranteză rotundă, pentru că problema a spus că a țesut cu 755 mai mult decât în a doua zi. Acum, problema ne mai spune că trebuie să înmulțim cu 2 suma. Da? Și pentru așa ceva am nevoie de o altă paranteză, paranteză pătrată, pe care o deschid aici și o închid, ca să cuprind în interior suma și înmulțesc cu 2. Acum tot secretul rezolvării stă în ordinea efectuării operațiilor. Dacă avem un exercițiu cu paranteze, se rezolvă mai întâi calculele din paranteza rotundă, apoi cele din paranteza pătrată. În cadrul parantezelor, ordinea efectuării operațiilor este cea pe care o știi deja. Mai întâi înmulțirea și împărțirea, apoi adunarea și scăderea în ordinea scrierilor. Pentru a rezolva calculele din paranteza rotundă, ar trebui să transcriem ceea ce este în față, dar observăm că sunt calcule care se pot face și scriem doar rezultatul lor. Rezolvarea operațiilor din paranteza rotundă duce la transformarea parantezei pătrate în paranteză rotundă. Iată ce simplu poate fi. Și acum, ca să înțelegi mai bine ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate, îți propun un exercițiu simplu cu terminologia matematică. Mărește de 3 ori sfertul diferenței numerelor 1960 și 1440. Ai și un timp de gândire.
Iată scrierea într-un singur exercițiu, apoi rezolvarea. Felicitări dacă ai obținut același rezultat. Dacă nu, ai timp să mai exersezi. Succes!